Bine v-am regăsit la studioul Politica, în Calsuciu sunt. Este ora 15, momentul în care analizăm subiectele politice ale zilei și astăzi trebuie să discutăm și despre ultimele mutări care au avut loc pe listele pentru alegerile parlamentare. Din toate partidele politice au fost negocieri cu scântei, dar în același timp sunt câteva noutăți pe care vreau să le punctăm din partea guvernului. De pildă, ce se întâmplă cu asimptomaticii, cât mai pot rămâne în spital, dar noutăți sunt și referitor la părinți. Care sunt părinții care își pot lua zile libere dacă, ca să stea cu copiilor acasă? Este motivul pentru care l-am invitat la studioul politic pe șeful Cancelariei Premierului. Bună ziua, Ionel Dancă, prezent la studioul politic. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Aș începe că am vorbit de scântei și de negocieri cu scântei. Sunteți candidat la Vrancea. Da. De ce vă doriți un loc în Parlament? Pentru a schimba majoritatea actuală din Parlamentul României. Este de-a dreptul de domeniul evidenței că această majoritate PSD născută din pixul lui Dragnea a făcut, cred că, tot rău posibil pe care putea să-l facă împotriva intereselor României și continuă să facă rău cu fiecare zi, cu cât această majoritate continuă să-și exprime votul în Parlament prin tot felul de acțiuni de sabotare a guvernului. E nevoie, chiar dacă e pandemie, chiar dacă situația din punct de vedere epidemiologic este dificilă, este nevoie ca România să fie guvernată de o majoritate parlamentară legitimă, democratică, aleasă așa cum își doresc românii în acest moment. Eu am ales să candidez la Vrancea, la invitația colegilor mei din județul Vrancea. Am fost alături de ei în toate bătăliile politice din ultimii ani, începând cu europarlamentarele, prezidențialele, localele și iată acum parlamentarele. Am bătut de fiecare dată PSD-ul la Vrancea, am făcut din Oprișan istorie, după 20 de ani de ocupație roșie la Consiliul Județean. Ieri a fost o zi istorică în care am eliberat Consiliul Județean și biroul baronului Oprișan și am redeschis Consiliul Județean pentru cetățenii din județul Vrancea. Nu rămâne vicepreședinte la Consiliul Județean? Asta nu știu să vă... A pierdut locul la București asta, și nu știu care sunt planurile domnului Oprișan de viitor. Planurile de viitor ale domnului Oprișan, cu siguranță, însă și la europarlamentare, și la prezidențiale, și la locale. De trei ori vrâncenii au arătat că nu mai doresc PSD, o administrație PSD în județul Vrancea și vrem să închidem această luptă cu o înfrângere definitivă a PSD-ului la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Executivul trece acum printr-o perioadă dificilă, asta o recunoaște toată lumea. În ce măsură reușește să se descurce sau nu, cu siguranță asta se va vedea la votul din 6 decembrie, dar întrebarea e cum veți putea să faceți treabă și la guvern și să faceți campanie, apoi să intrați în Parlament, să fiți prezenți și la comisiile din Parlament, să veniți cu propuneri de lege și să vă continuați activitatea în guvern? Nu este ușor, nu este simplu, așa cum nu a fost ușor tot acest an. Și ați văzut că nu s-au îngrămădit mulți să preia guvernarea într-un an foarte dificil, da, cu numeroase crize. Răspunsul pe care îl dați celor de acasă, că poate ei se gândesc, dar n-ați găsit pe altcineva o parte să lucreze în guvern, o parte în Parlament, ca toată lumea să-și facă treaba? Imediat, într-un an extrem de dificil, repet, în care nu s-au înghesuit foarte mult să preia guvernarea, să-și asume această responsabilitate. Noi ne-am asumat-o și am făcut și campanie pentru locale, am făcut și guvernarea de care are nevoie România. Uitați-vă ce se întâmplă în zona de investiții, în zona de afaceri, zona economică, zona de măsuri de protecție socială împotriva celor afectați de criza COVID. Dacă întrebarea mea era puțin diferită, zi cum și veți face să... Zi și noapte, doamna Suciu, știți bine, ieri am fost la Vrancea, nu numai pentru că mi-am depus candidatura la Vrancea, dar a fost și investirea noului președinte al Consiliului Județean și județul Vrancea are nevoie de o colaborare între Consiliul Județean și Guvern. Acesta a fost rolul meu acolo, deci este o acțiune în interesul cetățenilor din județul Vrancea. Astăzi am avut acțiuni la nivelul Guvernului, pregătirea ședinței de Guvern, în timp ce premierul de asemenea se duce pentru a da semnalul de deschidere, de colaborare cu autoritățile locale care sunt implicate în diverse proiecte de investiții, la Tulcea, la Giurgiu, la Argeș, Brașov. Zi și noapte, nu este ușor, nu este simplu, credeți-mă, familia mea o știe foarte bine, copiii mei o știu foarte bine, mă văd din ce în ce mai rar, ăsta este ritmul de care are nevoie România în acest moment.
Andreea Popaș, jurnalist Digi24, este acum alături de noi ca să ne explice care sunt mutările de ultim moment pe listele de la parlamentare, ca să nu monopolizăm discuția, să nu discutăm doar despre Partidul Național Liberal. Andreea, ești în direct, ascultăm. Partidul lui Victor Ponta are două candidaturi surpriză. Fostul ministru pentru mediul de afaceri din guvernul Tudose, Ilan Laufer, deschide lista pentru Camera Deputaților la Brăila. Și cunoscutul om de afaceri, Viorel Cataramă, fost liberal, candidează din partea Pro-România, deschide lista pentru Senat în județul Bihor. Sunt mișcări de ultim moment pe scena politică. Senatorul Șerban Nicolae și deputatul Liviu Pleșoianu se despart de Partidul Social Democrat. Vor candida amândoi în această iarnă pe listele aceluiași partid, posibil din partea Partidului Ecologist Român. PSD surprinde însă cu candidatura fostului luptător de Cheioan, Daniel Ghiță. Acesta deschide lista pentru Camera Deputaților la Ilfov. Ghiță nu e tocmai străin de politică, a mai făcut parte în trecut din Partidul România Unită. Fostul luptător are însă mesaje destul de controversate pe o rețea de socializare, mesaje în care militează împotriva purtării măștii în această perioadă și promovează teorii ale conspirației despre pandemie. Tot pe listele Pro-România s-ar putea regăsi și Varujan Vosganian. ALDE și Pro-România merg împreună pentru alegerile din 6 decembrie. Știm că Vosganian își dorește un nou mandat. Sunt și parlamentari cunoscuți care nu se vor mai regăsi pe liste. Vorbim de parlamentari PSD. Fostul ministru al educației, Liviu Pop, este unul dintre ei. Deputatul Eugen Nicolicea este unul dintre artizanii modificărilor aduse legilor justiției în Parlament. Are 7 mandate în Camera Deputaților. PSD nu l-a mai pus pe listă. Și nici fostul ministru al justiției, Florin Iordache, nu mai candidează. El a fost, în schimb, votat de Parlament chiar săptămâna aceasta, președinte al Consiliului Legislativ. Mulțumim, Andreea. Profit de prezența în studio și continuăm discuția referitoare la candidaturile pentru parlamentare. Aș mai completa această listă și cu Viorica Dăncilă, fost premier al României, care nu se regăsește pe liste. Aveți și dumneavoastră Marian Petrache la Ilfov, care nu se regăsește nici el pe listele PNL. E unul dintre liderii cu vechime și de asta l-a menționat, dar sunt multe alte nume. Însă aș vrea să ne explicați. N-aș face o comparație totuși între Marian Petrache și Viorica Dăncilă. Era enumerare. Diferența, da, în această enumerare e bine să nu existe loc de comparații. Păi și atunci de ce nu și-a găsit loc pe liste? În Partidul Național Liberal a fost o discuție foarte amplă, serioasă, între nevoia de continuitate pentru experiența unor colegi în Parlamentul României și nevoia de schimbare, de reîmprospătare, de a veni cu forțe proaspete tinere în Parlamentul României. Și dacă vă uitați pe listă, avem această combinație de candidați cu experiență și candidați tineri cu energia necesară pentru a putea schimba lucrurile în Parlamentul României. Iar cei care nu se mai regăsesc pe listă sunt oameni absolut onorabili, care au demonstrat de-a lungul timpului loialitate atât față de principiile și valorile liberale, cât și prin proiectele pe care le-au realizat. Fie că vorbim de Marian Petrache, fie că vorbim de Victor Paul Dobre și alți colegi parlamentari care au făcut un pas în lateral, să spunem, în această situație, pentru că au ocupat de-a lungul timpului numeroase poziții publice și au înțeles în de față că e timpul să sprijine o înnoire a partidului și a fost o discuție consensuală. Ați fost întrebat de acei parlamentari care au venit din alte partide, au fost miniștri, Toma Petcu, fost ministru al energiei, care candidează pe listele PNL. Ați fost întrebat de aceste nume? Sigur că sunt întrebări, tot timpul și la nivelul opiniei publice. Tot din Ciumărușie fac parte, așa cum, sau majoritatea toxică a PSD. Tot acolo vin. Da, Suciu, pentru că atunci când au venit alături de noi, au venit când noi eram în opoziție. Ei nu au venit la putere, nu au venit pentru diverse beneficii ale guvernării. Atunci când au venit alături de noi, au venit când România era într-un moment foarte dificil și noi, Partidul Național Liberal, ne întâlneam cu cetățenii în stradă și ne spuneau, faceți ceva să scăpăm de PSD. Și noi spuneam, domnilor, dar avem doar 100 de parlamentari în Parlamentul României. Cu 100 de parlamentari nu putem învinge o majoritate de 300 de parlamentare. Nu ne interesează, spuneau oamenii. Faceți cum știți voi, dar dați jos PSD-ul. Asta am făcut. Și oamenii care au venit alături de noi atunci, au venit, lăsând în urmă tot ceea ce înseamnă PSD-ul, sau dezis de toată activitatea, acțiunea PSD-ului, când PSD-ul era la putere.
și au venit alături de noi în opoziție pentru a dărâma guvernul PSD. Atunci au fost buni, acum nu mai sunt buni. E atât de simplu, te dezici, îți dai demisia dintr-un partid și apoi ești considerat un om nou. Sunt oameni cum e Sorin Câmpeanu, cum e Daniel Constantin, oameni, Toma Petcu, ultimele ore... Viorel Ilie nu mai este, a fost retras pentru că au fost constatate probleme la dosarul dânsului de candidatură. Dar sunt oameni care au experiență și expertiză în domeniile lor și care au hotărât la momentul decisiv pentru România. Gândiți-vă cum ar fi arătat astăzi în continuare cu PSD, cu Șerban Iordache, cu Nicolae, cu Florin Iordache, cu Eugen Nicolicea, încă un an de zile și în plină pandemie cu Viorica Dăncilă la Palatul Victoria. Deci eu nu aș vrea să gândesc acest scenariu pentru mine apocaliptic pentru România. Am înțeles, nu trebuie să nu repetați acum toate detaliile, pentru că le-am regăsit și la premier, le-am regăsit și la alți parlamentari PNL. Nu avem timpul foarte lung și de aceea încerc să trec, să atingem cât mai multe subiecte. Și ajungem la Violeta Alexandru. Organizația din București ne-a ajutat cu câteva detalii pe surse, apoi au apărut inclusiv în mod oficial, buletinul din care reiese că Violeta Alexandru s-a pus pe liste și la Senat și la Camera Deputaților. Evident, este o chestiune ilegală, dar... Spuneți-mi dacă ați discutat cu ministrul, nu ai cum să fii și la Senat și la Camera Deputaților, nu am vorbit cu președintele AIP care spune că este o situație ilegală. Deci, unu, că este un subiect inventat. Doi, de ce spun că este un subiect inventat? Pentru că, în final, contează listele care au fost depuse la biroul electoral. Ok, atunci explicați-ne rațiunea din spatele liderului care se pune... Deci, este ceva ilegal, este eronat. Da, pentru că ilegal este atunci când depui o astfel de listă la biroul electoral central. Okay. Care este rațiunea din spatele liderului care se pune primul pe listă și la Senat, la Camera Deputaților, a doua pe listă, pentru că primul este premierul. Da, deci e un subiect inventat, nu e nimic ilegal. Buletinul nu e inventat, da. Deci vă explicați-mi rațiunea din spate. În acest moment, vedeți în imagini, ca să completez, buletinul care a ajuns pe mâna colegilor de la Digi24.ro. Este un buletin care a ieșit din organizația PNL București, ajunge pe masa de la centru a deciziilor PNL, iar acolo Violeta Alexandru este prima pe listă la Senat, a doua pe listă la Camera Deputaților, considerată prima, dacă să ne gândim că primul e premierul. Ce buletine și-a făcut fiecare organizație? În ce scenarii au lucrat, cu ce ipoteze de lucru au făcut fiecare aceste posibilități, au analizat și au decis aceste posibilități, e treaba organizațiilor la nivel local. În final contează propunerea care merge la biroul electoral central. Evident, la biroul electoral central nu a ajuns în asemenea buletin. Asta vă spun, da? Deci de aia spun că este un subiect inventat. Sunt de acord cu dumneavoastră în această chestiune, dacă îmi explicați. A doua chestiune, care este rațiunea din spatele unui lider care se pune primul pe lista la Senat, dar și la Camera Deputaților. Haideți, nu continuăm discuția. Nu încercați să exagerați. O chestiune care ține cont de modul în care colegii noștri de la filiala sectorul 1, au înțeles să lase posibilități deschise pentru orice eventualitate în fața biroului politic național. Pentru că acolo s-au decis listele care au mers ulterior la biroul electoral central. E o procedură pe care am putea o regăsi și în alte organizații? N-aș putea să vă spun. Ce pot să vă spun este strict pe acest caz că sunt chestiuni pe care le-au luat în considerare colegii noștri de la filiala sectorul 1, gândind diverse scenarii care ar putea fi înaintate biroului politic național pentru a fi validate. În final, la biroul politic național a ajuns aceeași propunere de candidați care a mers la biroul electoral central. Da. Ce să zic? E interesant, cel puțin interesant. Dar tot nu m-ați lămurit care e rațiunea din spatele unui lider. V-am răspuns de trei ori la această întrebare. Dacă am avea mai mult timp, cu siguranță aș sta la dispoziție să vă răspund și de 10 ori. Haideți că cei de acasă sunt interesați cu siguranță și de noutățile de la guvern. Totuși subiecte mult mai importante. E și acesta important. Pentru că e important să cunoaștem exact care sunt liderii care își doresc să ajungă fie în Parlament, fie cei care sunt importanți în formula executivului. Că vorbim de executiv. Ce se întâmplă cu ordonanța de urgență cu privire la asimptomatici? Da, astăzi... Ca să fie foarte clar. Da, astăzi în ședința de guvern vom avea două proiecte de ordonanță de urgență foarte importante
pentru a veni în sprijinul celor afectați de pandemie, atât în zona economică cât și în zona socială, și de asemenea avem în vedere și o reglementare în zona măsurilor sanitare în ceea ce privește pacienții asimptomatici infectați cu COVID. În ceea ce privește zona socială, ordonanța pentru zile libere pentru părinți, primul lucru pe care trebuie să știe românii și părinții, că în momentul de față se aplică în continuare această facilitate, așa cum a fost ea legiferată, fie prin legea 19, modificată prin ordonanțele ulterioare, în momentul de față, în funcție de rezultatul anchetelor epidemiologice, DSP-ul comunică Ministerului Muncii, care sunt părinții care au fost nevoiți să își ia zile libere pentru a sta cu copiii acasă și primesc, angajatorii lor primesc decontarea acestor facilități, acestor zile libere. Deci, ordonanța este în vigoare, produce efecte, părinții trebuie să știe acest lucru, la fel și angajatorii care trebuie să facă formalitățile. Ceea ce ne dorim în momentul de față este să extindem zona aceasta, pentru că a fost gândită la nivelul unei situații epidemiologice în care nu aveam orașe, zone carantinate și așa mai departe, cu numeroase școli închise, și dorim să extindem aplicabilitatea acestei facilități pentru noile scenarii. Asta pentru zile libere pentru părinți. Stai puțin să le luăm pe rând. Zile libere pentru părinți. Ce poate face un părinte căruia îi se spune de la muncă că nu își poate lua aceste zile libere? Sunt câteva zone exceptate de la această facilitate, zona de furnizare a unor servicii esențiale pentru populație, fie că vorbim de zona de energie, de ordine și siguranță publică, apărare, zona de servicii medicale de urgență, sunt câteva zone exceptate. Pentru unele dintre aceste domenii, angajatorii care nu pot oferi această facilitate zile libere pentru părinți, pentru unul dintre părinți, statul poate să deconteze pentru acea persoană ca și cum ar sta acasă. Deci e o facilitate care se acordă acelor părinți care ar avea dreptul și ei să beneficieze de o astfel de facilitate, nu pot pentru că activează într-o zonă de servicii esențiale, și atunci statul decontează, le oferă practic un spor în această perioadă. Tot prin Ministerul Muncii. Le oferă practic un spor pentru acei părinți, dar pentru unul dintre părinți. Dacă sunt doi părinți care lucrează în același domeniu, de exemplu, ordine și siguranță publică, acest spor se decontează doar pentru unul dintre părinți. Școlile au fost închise, ceea ce înseamnă că foarte mulți dintre părinți se regăsesc în această situație. Care este sfatul dumneavoastră acum, în perioada următoare? Cum se regăsesc foarte mulți, așa cum s-au regăsit și în primăvară, când a fost starea de urgență și când s-au suspendat cursurile școlare. Câte zile maxim își pot lua? Câte zile libere maxim? Nu există o limită. E evident că vorbim de perioade prevăzute de lege, perioade în care copiii nu participă la cursuri. Școala acelui copil este închisă. De regulă este o perioadă de 14 zile până atunci când o școală ia o astfel de decizie, și ulterior se analizează dacă acea perioadă este continuă sau nu. Și la fel și facilitatea zile libere pentru părinți urmărește aceeași evoluție. Dar efortul bugetar este unul considerabil. L-am susținut încă de la început. Vin de la bugetul de stat, din banii noștri ai tuturor, din banii de contribuții, taxe pe care le plătim cu toții. Nu sunt bani picați din cer. Aveți aproximație ce număr de beneficiari înseamnă? Sau la ce număr de beneficiari s-ar putea ajunge? În momentul de față, știu că acum, în plată, sunt undeva în jur de 1000 de angajatori care au solicitat astfel de facilități. Nu știu exact să vă spun numărul de persoane efectiv, pentru că solicitarea o face angajatorul pentru persoanele. Înțeleg. Călin Popescu-Tăriceanu chiar acum face declarații. Vă propun să-l ascultăm ca să vedem. Între Senat și parchetul de pe lângă, în alta Curte de Casație și Justiție. Senatul, vreau să vă informez, președintele interimar al Senatului, domnul Robert Cazanciuc, a făcut cu ceva vreme în urmă această sezizare către Curte. Care este esența conflictului? Totul a pornit de la o solicitare a Agenției Naționale de Integritate pentru
anularea mandatului unui senator care a fost înainte de 1996 găsit în incompatibilitate. Trebuie să vă spun că după alegerile din 2016, acest domn senator a câștigat mandatul de senator în Giurgiu și, mai mult de atât, mandatul lui a fost validat de Autoritatea Electorală Permanentă. Și, bineînțeles, el a depus ulterior jurământul. Solicitările care au venit ulterior din partea ANI și a parchetului vizau ridicarea mandatului acestui membru al Senatului. În calitate de președinte al Senatului, trebuie să vă spun că președintele nu are atribuții de conducător al instituției. El reprezintă instituția. Președintele nu poate să decidă în numele Senatului. Ca atare, solicitarea pe care am primit-o a fost pusă pe ordinea de zi a biroului permanent al Senatului, care, la rândul lui, a repartizat această solicitare a ANI și a parchetului către Comisia Juridică. Comisia Juridică nu a soluționat în vreun fel această solicitare. Parchetul a considerat că eu am făcut un abuz în funcție. Trebuie să vă spun câteva lucruri. Parlamentarii care nu au votat, deci ei nici măcar nu au exercitat un vot în această privință, nu erau parlamentari ALDE, erau parlamentari și membrii ai Senatului României de la toate partidele. La Biroul Electoral Central, Pro-România își depune acum lista cu candidații la alegerile parlamentare. Continuăm discuția din platou. Ionel Dancă, șeful Cancelariei prim-ministrului alături de noi. Să ne spuneți pe ultimul minut de emisiune, că atât mai avem, care sunt facilitățile de care vorbea ministrul de Finanțe în ultima perioadă? Da, astăzi va intra și ordonanța de urgență privind posibilitatea de eșalonare la plată a datoriilor care devin scadente pe 25 octombrie. Știți bine, în perioada aceasta, de la intrarea în starea de urgență, starea de alertă, prelungirea stării de alertă, companiile au beneficiat de facilitatea de a nu plăti dările către stat fără a fi penalizate sau fără a fi percepute dobânzi penalizatoare pentru aceste datorii. Această facilitate expiră la 25 octombrie. Există o îngrijorare mare în rândul companiilor, a mediului de afaceri, ce se întâmplă după 25 octombrie. De aceea, astăzi adoptăm în ședința de guvern o ordonanță de urgență care va da posibilitatea eșalonării la plată pentru o perioadă de 12 luni pentru aceste datorii. Adică dacă în perioada aceasta ai acumulat datorii la stat pe care nu le-ai plătit, nu ai fost penalizat, nu s-a început executarea silită, nu ai plătit dobânzi penalizatoare, ai posibilitatea ca această datorie să o plătești eșalonat pe o perioadă de 12 luni în perioada următoare. Este o facilitate foarte mult așteptată de mediul de afaceri și în această seară sperăm să fie adoptată forma finală a proiectului de ordonanță de urgență. Și intră în vigoare imediat? Imediat. De la data publicării, organul fiscal poate să emită decizii de eșalonare. Adică se poate întâmpla din această lună, vor putea pe eșalonare. Deci, după data de 25, de la data publicării ordonanței de urgență, un contribuabil merge și cere un certificat de atestare fiscală, vede ce datorii are de plată. Într-o perioadă de 5 zile, organul fiscal, pe baza acestui certificat de atestare fiscală, îi propune un grafic de eșalonare a datoriei pe o perioadă de 12 luni. Mulțumesc tare mult pentru prezența la Digi24. Mulțumesc și eu pentru invitație. A fost Ionel Dancă, șeful Cancelarei Prim-Ministrului. Rămâneți pe Digi24, foarte important, urmează Jurnalul Economic cu Ligia Munteanu. Noi ne revedem mâine la aceeași oră, ora 15.